Sunt Ioana Buldea Constantinescu și dincolo de faptul că mă bucur să fim împreună, vreau să-i mulțumesc și în acest foarte scurt filmuleț pe care îl împărțim astăzi, Adinei Dimitsoiu, pentru că fac parte din Literatura la Feminin, o antologie cu multe nume excepționale din literatura română. Și cum spuneam, ne întâlnim pentru că Adina m-a provocat să răspund la două întrebări. Prima ar fi cum este să fii scriitoare în România. Eu nu prea știu cum este să fii scriitoare în România. Nu prea știu cum este să fii scriitoare în general în secolul 21. Cred că asta e ceva ce ți se întâmplă când ai terminat toate treburile zilei sau noaptea sau un weekend sau atunci când de obicei ai niște oameni, cel puțin așa mi se întâmplă mie, care te trag la mal când dai să te scufunzi, te îndeamnă să faci ceva care te salvează, ceva care îți aduce aer în plămâni. Și pentru mine asta este scrisul și am norocul ăsta că am oameni care croșetează așa din timpul nostru, un timp care îmi rămâne mie, care e timpul meu. Și în timpul ăsta scriu. Și pentru mine scrisul nu e scris sau nu este a fi scriitoare, nu e starea asta de scriitoare, nu e adjectival și nu e substantival, este verb și nu are gen. Așa că, deși mă bucur foarte mult că vorbesc în paginile acestei cărți despre o stare despre care voi spune câteva cuvinte aproape exclusiv feminină, să scriu este ceva ce mi se întâmplă, este ceva ce fac, este ceva ce presupune mișcare și transformare. E un verb în toate cele ale lui, e felul în care diger lumea și o dau mai departe. E modul meu, până la urmă, de a fi în viață, cred. Și nu leg asta de gen, în niciun fel, nici conștient, nici inconștient. Textul meu din cartea aceasta însă vorbește despre... E de fapt un sâmbure de cronică de carte acolo care s-a transformat în eseu și vorbește despre acele 3 kg în minus până la fericire. Ideea asta pe care în mod foarte ciudat femeia secolului 21 a îmbrățișat-o cu toate tentaculele ei materne și profesionale, și anume că un eu mai slab este obligatoriu un eu mai fericit. E un lucru alimentat la nivel superficial, nu, de toată industria de slăbit, dar este un lucru susținut cumva antropologic, dacă vă aduceți aminte, întotdeauna cei slabi, emaciați, da, sunt mai spirituali, sunt reprezentări spiritualizate ale ființei, pe când grasul este mai leneș și mai păcătos. Ne-am hrănit cumva din ideea asta, am transformat-o atât de mult încât ne schingiuim la ora actuală în formule și forme ale noastre care n-au nicio legătură cu viața reală. Și am scris despre o femeie foarte puternică, da, care nu-și refuză absolut nimic, dar își refuză un croissant cu migdale, pentru că el este păcatul absolut. Așa că textul meu, dacă vreți, are o fărâmă de autoironie, de autobiografie, pentru că, din păcate, literatura de multe ori te vulnerabilizează și te expune. Și am învățat relativ recent că e nevoie de mult curaj ca să faci asta. Aș spune și grăuntele astea de distanță pe care avem nevoie să-l luăm față de noi înșine, ca să vedem că, din păcate, eul nostru, cel care se schimbă mereu, cel de care avem nevoie să fie cameleonic, nu ca să ne hrănească imaginația, nu încape nici în măsura 34 și nici XXXXXS, ci are nevoie să crească din toate punctele de vedere, nu neapărat în lățime, dar în niciun caz să se emacieze până la dispariție. Textul meu e despre foame. Cred că e o stare tipică și specifică secolului pe care îl traversăm. Mulțumesc!